Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție specială a Punctului cu Mână. Este seara marii confruntări de dinaintea alegerilor locale. Traian Băsescu, Gabriela Firea, Călin Popescu, Tăriceanu. Candidații răspund la cele mai dure întrebări din această campanie, iar pensionarii de la urne merg direct la protest, domnilor și domnilor. Ce a revoltat pe seniorii noștri? Ce solicitări ultimative au pentru Guvernul României? Veți afla în această seară, într-o ediție specială, după cum v-am și anunțat. Și veți afla și anunțul mult așteptat de toți românii, alocațiile trebuie dublate, care este decizia premierului în acest context. Discutăm și despre dezastru provocat de pandemie, sunt internări pe bandă rulantă la terapie intensivă. Rata mortalității explodează, noi mergem încoronat la alegeri, domnilor și domnilor. Avem și un avertisment de ultimă oră al președintelui și ne întrebăm împreună dacă odată săvârșite aceste alegeri revenim la starea de urgență după scrutinul de duminică. Vă prezint și informațiile, de fapt vă prezintă domnul Băsescu informațiile pe care le-a obținut în acest sens. De asemenea și Călin Popescu Tăriceanu va fi alături de noi în această seară. Ce se întâmplă cu școlile după alegerile locale, doamnelor și domnilor? Și ajungem la momentul cel mai spumos al campaniei, atacuri fără precedent, doamnelor și domnilor. Cum răspund Traian Băsescu și Gabriela Firea acuzațiilor? Scandal și circ cu cătușe sub geamul procurorilor. Protestatarii au dat năvală la sediul anticorupției. Toate acestea și multe altele într-o seară extrem de încărcată. Îl salut pe domnul președinte Traian Băsescu și mulțumesc că este din nou alături de noi în calitate de evident candidat al PMP la Primăria Capitalei. Bună seara, domnule președinte! Bună seara, bine v-am regăsit! De asemenea, salut și mulțumesc pentru disponibilitate pe profesorul Cristian Troncotă, cunoscut istoric. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc și dumneavoastră că sunteți împreună cu noi în această seară. Bună seara, domnul Ciutacu. Și până să trecem la ceea ce v-am promis că vom dezbate, domnul și domnul, informație de ultimă oră. Șefa parchetului antimafia Georgiana Hosu a demisionat la câteva ore de la condamnarea în primă instanță a soțului ei, fostul polițist Dan Hosu, la 3 ani de închisoare cu suspendare. Aceasta este informația momentului. Nu știu în ce măsură afectează sau nu campania electorală, asta cred că doar domnul Băsescu nu poate spune. M-auziți, domnul președinte? Alo? Da, m-auziți? Eu vă aud foarte slab, încerc să ghicesc după buzile dumneavoastră. Haideți să mai repet o dată informația. Șefa parchetului antimafia, respectiv DICO, doamna Georgiana Hosu, a demisionat acum câteva momente ca urmare a condamnării în primă instanță a soțului domniei sale, fostul polițist Dan Hosu, la 3 ani de închisoare cu suspendare. Repet, în primă instanță. Domnul Ciutacu, habar n-am. Până la urmă a fost decizia dânsei. Dar, în principiu, trebuie să ținem cont de faptul că până când nu este o hotărâre definitivă, nimeni nu-i vinovat. Și în măsura în care nu este o hotărâre definitivă, dar a existat o presiune publică asupra domniei sale și asupra domnului președinte Iohannis, care a numit-o... De ce trebuie să plece femeia? Asta e altă socoteală. E o chestiune de conștiință a doamnei Hosu. Cine m-a făcut numirile, probabil că știa, nu știa, mi este greu să spun. Da, când un înalt demnitar, mai ales din instituțiile de forță, ia o asemenea atitudine, nu poți decât să o apreciezi, știi? Și să iei act de ea, ceea ce bănuiesc că va face mâine Consiliul Superior al Magistraturii. Da. Mă rog, nu sunt la curent cu problemele doamnei Hosu, cu problemele de conștiință a doamnei Hosu, dar când e vorba de o demisie, arată voința persoanei respective și ea trebuie respectată. Ceea ce și facem, așa că trecem mai departe, domnule președinte, la ceea ce am anunțat. Organizațiile pensionarilor au anunțat astăzi că dacă guvernul nu are de gând să-și revizuiască atitudinea în legătură cu majorarea constituțională a punctului de pensie cu 40%, vor ieși în stradă. Mai există apetit de ieșit în stradă, domnul președinte, și cum ar trebui să se comporte executivul în actualul context?
Domnule, executivul este într-o situație foarte dificilă. Și eu, la vârsta mea, mi-este foarte greu să fac artificii în raport cu realitatea. Deci această mărire cu 40%, vă aduc aminte, există document prin care însuși ministrul Teodorovici spunea că nu este posibilă într-o vreme în care nu era criză și pandemia era departe de noi, nici nu ne trecea prin cap că va fi. Deci din acest punct de vedere, tehnic, știm toți că nu este posibil din punct de vedere al finanțelor. Pe de altă parte, legea bugetului se va afla pe masa Curții Constituționale. Pentru președinte va fi foarte greu să respingă acest amendament introdus de PSD, pentru că domnia sa, știind că nu e posibil să se plătească 40%, a promulgat legea și nu va putea să-și contrazică propria promulgare, dacă e om serios, sigur, nu e obligatoriu să fie om serios. Rămâne de văzut ce va spune Curtea Constituțională. Dacă îmi permiteți o apreciere... Vă rog chiar! Cred că aici guvernul nu va câștiga. Pentru că este lege, este deja drept câștigat. Este lege promulgată, publicată în Monitorul Oficial. Același aici, lucru s-a întâmplat guvernul astăzi. Guvernul nu are decât un artificiu de făcut. Da. Să dea 40% să introducă taxe. Astea nu pot fi contestate de nimeni. E drept suveran al guvernului. Își poate permite... Nu are altă soluție. Eu v-am spus soluția tehnică. Eu nu-mi doresc să plătesc impozite mai mari pe pensie în niciun caz. Dar probabil la acest artificiu se va recurge. Își poate permite un guvern liberal, domnule președinte, în preajma alegerilor parlamentare, care vor urma după cele locale, să introducă noi taxe și impozite sau să le majoreze pe cele existente? Păi stați puțin, domnul Ciutacu, acest guvern liberal și-a permis pe vârf de pandemie, de val 1, să liberalizeze măsurile de prevenire, să deschidă școlile, să organizeze alegeri. Deci dacă și-au permis să trimită oameni care să îmbolnăvească, alții să ajungă la terapie intensivă, de ce credeți că nu și-ar permite să pună un impozit? Păi, în contextul actual ar trebui să pună două impozite, pentru că astăzi Curtea Constituțională le-a dat vestea cea proastă pentru ei că alocațiile dublate sunt constituționale, conform deciziei Parlamentului Suveran. Da, deci după părerea mea aici, guvernul este în dificultate, pentru că eu știu că nu poate. Guvernul nu poate în momentul de față. Ar putea 3 luni până la sfârșitul anului. Dacă îmi vine vorba de ce va face anul viitor, când are în față 12 luni, lucrurile se complică teribil. În plus, eu vă asigur că în momentul în care intră în efectivitate această decizie, România cade pe piața internațională la categoria junk, nerecomandat pentru investiții. Asta pot să vă dau scris de acum. Păi da, dar domnule președinte, una e să cadă la junk, cum spuneți dumneavoastră, și e probabil lesne de priceput de ce, și alta este să anunț falimentul, cum o face administratorul public al acestei țări, domnul Orban. Domnule, Orban n-are nimic comun cu guvernarea. Știți foarte bine că el, când pleacă de la Palatul Victoria, iar n-are servici. El are servici dacă îl pui la Palatul Victoria, altfel n-are. Deci, nu problemele sau zicerile lui Orban mă impresionează pe mine. Realitatea este că au gestionat foarte prost lucrurile și s-a ajuns aici. Aroganța cu care au tratat partidele politice care parcă le datorau voturi este de asemenea o realitate. Eu sunt convins că dacă ar fi încercat să facă o negociere, bă, oameni buni, nu acum, că vedeți și voi, în primul rând PSD-ul știe ce a lăsat.
a lăsat un deficit de 3,5%, care înseamnă vreo 8 miliarde de euro deficit. Mai adaugă și liberalii încă vreo 10 miliarde de euro deficit și putem să salutăm banii de la Uniunea Europeană că avem pe cei da, să ne plătim datoriile. Păi da, domnul președinte, dacă tu o ții într-o atitudine perfect arogantă, cum spuneți dumneavoastră, și mai mult decât atât îngrozitor de ofensivă la adresa celor de la care aștepta un pic de înțelegere, și mă refer la modul în care s-au comportat domnul Iohannis și PNL-ul cu PSD-iștii care le-au făcut bucata acu. La ce să te aștepți? Când tu îi acuzi continuu pe aia de hoție, de nemernicie, de ticăloșie, de trădare, de ce vreți dumneavoastră, de la vândutul Ardealului către unguri până la ce? Ei vroiau înțelegere de la PSD? Foarte clar. Marea problemă a guvernului liberal este lipsa de transparență. Eu sunt convins că dacă aveau grijă, și eu îmi imaginez pe ce s-au dus banii, dacă aveau grijă să spună, ieșea premierul, ieșea ministrul de finanțe, dragi români, azi am mai împrumutat 4 miliarde de lei de la băncile care activează în România. Îi vom folosi pentru. Dragi români, azi am mai împrumutat 2 miliarde de euro de pe piața internațională, îi vom folosi pentru următoarele lucruri. Dragi români, azi am mai împrumutat 6 miliarde de lei și îi vom folosi pentru următoarele lucruri. Era cu totul altceva. Aroganța asta de a nu spune nimic, de a-i lăsa mai ales pe cei din opoziție să se întrebe, dar ce ați făcut cu banii? Întrebare legitimă pe care cred că și-o pun și românii. Îi pune în dificultate acum. După părerea mea, nici acum nu-i prea târziu să iasă Câțu, să spună, bă, fraților, de la instalarea guvernului am împrumutat următoarele sume. Atât de acolo, atât de acolo, atât de acolo, atât de acolo. I-am cheltuit pentru următoarele. Am plătit, am rostogolit datoriile scadente. A costat atât. Am plătit pentru pandemie, atât. Am plătit pentru investiții să mergem cu automotorul până la aeroportul Otopeni. Chiar dacă nu se pune în circulație, dar a mers un automotor, ce-i drept, nu electric, diesel, adică o panoramă de anii 90. Da, a costat și prostia costă, să știi, nu numai lucrurile foarte bune. Am terminat un tronson de 18 km de autostradă, la care a trebuit să mai dăm atât. Ce știu că au făcut bun este, spre exemplu, au plătit datoriile la TVA, care erau destul de ridicate, relaxându-i pe agenții economici într-o perioadă de criză, ceea ce, după părerea mea, n-a fost un lucru rău. Deci, lipsa de transparență îi duce într-o situație imposibilă. Să se întrebe oamenii, stai, dar de ce nu dați la pensii banii aia pe care i-ați împrumutat? Păi, domnul... Faptul că premierul își permite să-și pună 2 miliarde. Deci, domnule, nu discutăm de 1 milion, de 2 milioane de roni în rezervă. Discutăm de 2 miliarde, adică de 400 de milioane de euro în rezerva premierului pe care i-am prăștiat către primari pentru voturi, în mod deosebit către primari PSD, ca să-i treacă în familia Brătianu, știi? Din normal. Familia Iliescu i-a trecut la Brătieni. Deci, lucrurile astea sunt lucruri care s-au făcut și, din păcate, Orban nu are explicație pentru ele sau n-au dat explicații. Ceea ce face imposibil pentru cei 5 milioane de pensionari să aibă înțelegere pentru faptul că li se refuză aplicarea legii. Repet, eu sunt unul dintre cei care susțin că aplicarea acestei legi duce România în faliment. Dar mă pun în situația celor care nu știu care este situația financiară a României, dar știu foarte bine că guvernul a împrumutat mulți bani. Deci lipsa de transparență și aroganța îi costă. Domnule Troncota, are guvernul soluție politică dincolo de cele economice care sunt nasoale, ca să fiu foarte plastic, pe care le-a deschis domnul Băsescu?
Domnul președinte Băsescu a făcut o descriere foarte corectă. Din punctul meu de vedere, există o soluție politică. Nu știu acum dacă liberalii sunt capabili de o astfel de soluție. Aia era întrebarea. În mod normal, soluția este ca domnul Orban să-și dea demisia, guvernul să fie foarte repede schimbat, să numească un guvern PSD și să ceară guvernului PSD, domnul președinte, să arate că ei pot plăti aceste pensii la 40%. Pentru că dacă vor face această mișcare, iar PSD-ul nu va fi capabil să facă acest lucru, cred că PSD-ul dispare din viața politică a României. Sau, mă rog, vine la un procent foarte mic, o să-i concureze pe PNC-CD. Eu asta cred. Dar ei sunt prea îndrăgostiți de putere, sunt nu numai netransparenți, dar sunt așa foarte secretoși, ei sunt savanții, ei știu ce să facă cu banii și nu spune la nimeni nimic. Păi într-o democrație nu merge chestiunea asta, domnul Ciutacu. Democrația se bazează totuși pe transparență. Păi, despre asta e vorba. Domnule Troncotă, deci bun. Deci asta ar fi o singură soluție. Soluția politică, dumneavoastră... Dar nu e capabil PNL-ul să o facă. Politică da. E inovativă, dar aici ne izbim de ceea ce spunea și domnul președinte Băsescu. Dacă ei fac treaba asta, dincolo de faptul că pleacă de la cașcaval, ce face domnul Orban? Să duce la forțele de muncă? Să duce la ITM? Unde se duce? Domnul profesor, moralitate despre asta vă rog. Da, domnul președinte. Profesor Troncotă, mă uit la dumneavoastră și așa, după față, păreți om foarte serios. Cum faceți gluma asta cu Orban demisionat? Soluție politică, păi, domnul președinte. Toată sacrificarea, domnul Troncotă, românii sunt sacrificați tocmai pentru ca alegerile să aibă loc cât mai repede, în speranța liberalilor că nu vor avea alegeri într-o perioadă când începe să se vadă efectele, când încep să se vadă efectele crizei economice și a gestiunii proaste. Deci gândiți-vă că pentru ei e o bătălie contra cronometru să rezolve alegerile înainte să se umple spitalele. Să rezolve problema alegerilor înainte să vadă efectele crizei și managementul dezastruos pe care l-au avut. Iar PSD-ul este atât de cinic încât vă asigur că n-ar intra la guvernare nici dacă îi votează liberalii să meargă la guvernare. Ei joacă acum cartea pe care au jucat-o și în legislatura trecută, adică stăm ultimul an în opoziție și încercăm să recuperăm voturi. Dacă vor reuși, deși de data asta este greu de spus, dar este evident că asta e strategia lor. Domnul președinte, gândiți-vă că n-au vrut să dea jos guvernul Orban la moțiune. Ba mai mult decât atât, și-au scos dacă oamenii din sală. Dacă mie spune cineva că ei au vrut să dea guvernul jos și n-au putut, chiar îmi vine să râd. Domnul președinte, în politică, dacă joci la cacealma, să știți că se poate pierde, dar pierderile sunt irecuperabile. Domnul președinte, fiindcă spuneați că liberalii sunt disperați să organizeze alegerile, spre exemplu, înainte să se umple spitalele, țin să vă anunț că situația, cel puțin la secțiile de terapie intensivă, a început să devină critică, domnilor și domnilor. Deja s-a depășit numărul de 500 de internați la terapie intensivă, ceea ce consideră specialiștii din domeniu e un serios semnal de alarmă pentru eventualele efecte pe care le va avea pe termen foarte scurt această pandemie de coronavirus. Însă avem și o veste bună, domnule Băsescu. Domnul Iohannis se comportă ca de obicei ca un agent constatator și are păreri despre eficiența sau, dimpotrivă, ineficiența sistemului de sănătate. Haideți să-l ascultăm pe domnul Iohannis. Tema spitalelor și a sănătății publice nu este o temă nouă și eu am atins această temă de foarte multe ori. Poate vă amintiți că am avut discuții chiar cu
persoane din conducerea Organizației Mondiale a Sănătății, am avut semnări de documente aici în Sala Unirii, am fost în vizită în spitale și de fiecare dată am atras atenția asupra unor lucruri care se văd simplu și asupra unor lucruri care se văd din statistici. Sistemul nostru de spitale nu funcționează bine. Spitalele nu sunt suficient de bine dotate, procedurile nu sunt suficient de clare, prevenția este de multe ori ca și inexistentă, marile măsuri de prevenție care trebuie să meargă în adâncime în populație, practic au dispărut și rezultatul este cel pe care, din păcate, îl vedem. Sănătatea publică nu este bună. Avem prea mulți români bolnavi, avem prea mulți români care sunt bolnavi și nici nu știu, avem prea puține controle de rutină pentru a putea preveni anumite evoluții care periclitează viața oamenilor. Vedeți, toate aceste lucruri trebuie schimbate și ele nu se schimbă de azi pe mâine, ci se schimbă în an și an de reforma sistemului. Domnul președinte, asta cu sănătatea românilor nu e bună și spitalele sunt prost dotate, pot să o spună orice om de pe stradă sau orice analist al sistemului medical. Guvernarea asta a avut mai bine de 6 luni de zile, un cadru legislativ lax și un camion de bani pe mână să se ocupe, spre exemplu, de dotarea spitalelor, domnul președinte. Acum vine domnul Iohannis ca agentul constatator. Cu asta sunt de acord. Totuși, v-aș aduce aminte că aici avem o problemă care are rădăcini proaspete. În 2012, după ce s-a terminat raportul Comisiei profesor Vlădescu, care a pus diagnosticul sistemului de sănătate, s-a făcut o lege de reorganizare a sistemului de spitale, în primul rând, sistemului de sănătate, de scoaterea lor din acest patronaj nefericit al baronetului din medicină. Pentru că dacă dumneavoastră credeți că jupânii spitalelor universitare, și sunt multe în București, sunt cei de la Ministerul Sănătății, vă înșelați. Ministerul Sănătății este la Universitatea de Medicină Carol Davila. Acolo se fac profesori, acolo se fac doctori, acolo se dau funcții de șef de secție, acolo spune tu stai că ești pitic până când nu moare profesorul, nu poți să avansezi. Deci lucrurile sunt complicate, că de ieși la pensie nu mai iese niciunul să evolueze medicii mai tineri. De asta și pleacă. În primul rând, am fost în spitalul Charles de Gaulle, domnul Ciutacu. Acolo este o armată de medici români, șef de secție, șef de laboratoare, șefa ATI-ului pe spitalul Charles de Gaulle din Paris este o româncă, șefa anesteziei pe spitalul Charles de Gaulle din Paris, spital european, scrie mare pe el, este o româncă. Dar aici nu puteau evolua, pentru că aici profesorul X încuie sala de operații și numai când se deschide sala, numai când operează el. Aici lucrurile sunt complicate. Da, spitalele trebuiau transformate din 2012 în unități economice care să facă performanță, care să poată lua credite, care să poată plăti credite în baza încasărilor pe care le aveau de la Casa de Sănătate și încasărilor pe care le aveau de la cei care aveau servicii peste nivelul garantat de Casa de Sănătate. Dar atunci s-a ieșit în stradă, domnul Arafat ne-a explicat cum vreau eu să-i fur salvările, românii au ieșit, au mai și dat foc pe la piața universității și așa s-a îngropat reforma sănătății. Ea putea fi reluată, pentru că au venit și vremuri mai bune. Eu eram prea antipatizat atunci ca să nu reacționeze. Și,
și oamenii ce... la strigătul disperat al lui Arafat că iau salvările. Și ce l-a împiedicat pe domnul președinte Iohannis, domnule Băsescu, să se ocupe? Iertați-mă, domnul Iohannis nu e președinte de 13 zile. Domnul președinte se află deja la al doilea mandat la Palatul Cotroșeni, da, și constată continuu. Trebuia să ia raportul la comisiei Vlădescu și să spună guvernul Orban, faci asta prin ordonanță de urgență, faci treaba asta. Eu am avut raportul gata și deja venea guvernul Ponta, n-am mai putut să fac nimic. Dar Iohannis, care are în subordine guvernul, putea să-i dea legea din timpul meu, putea să-și mai aducă propria contribuție, eu spun din timpul meu, că era făcută de cei mai mari specialiști în medicina administrativă din România. A rămas îngropat studiul, dar să știți că dacă îl cere la arhivă, îl dă cineva și poate să vadă. Iar apropo de chestiunea cu morții, domnul Ciutacu, da, domnul, este foarte greu să pun toate decesele pe seama pandemiei. Îmbolnăvirea e una, decesele salta. Și am încercat să-mi explic de ce avem cea mai mare, de 5,5 ori, mortalitatea mai mare la 1000 de locuitori decât media Uniunii Europene. Răspunsul este simplu. Chiar pe prima pagină a raportului Comisiei Vlădescu scrie că în România, anual, din cauza infecțiilor nozocomiale, mor 50.000 de oameni și scrie în paranteză populația unui oraș de mărimea orașului Megidia și închide paranteza. Păi dacă cineva vrea să-mi spună mie că au dispărut infecțiile nozocomiale peste noapte și toți mor de COVID, nu o să mă convingă. Sunt convins că aici își aduce contribuția și starea de neeliminare a agenților ăstora, patogeni, cum le spun ei, nu știu cum le spun, a virusilor ăstora, care contribuie, după ce că omul e slăbit, e lovit de coronavirus, de SARS-CoV-2, vin și infecțiile nozocomiale și asta poate ne explică situațiile dificile în care ajung tot mai mulți oameni tineri. E, două lucruri sunt constante, domnule președinte, în campania asta electorală, virusul ăsta ucigaș și clanurile interlope din ce în ce mai vizibile și din ce în ce mai implicate în campania electorală. Breaking news. Fiindcă domnul Băsescu este unul dintre cei care a atras atenția chiar cu vehemență asupra proliferării din ce în ce mai accentuate, să spun, a influenței interlopilor în viața noastră publică, astăzi vom ajunge și la influența lor în viața politică, domnilor și domnilor. Și colegii mei au făcut un material pe baza dezvăluirilor din ultimele zile și a celor care s-au întâmplat chiar astăzi cu privire la miezul capitalei, domnilor și domnilor, acolo unde ai Luca Capone și banda lor, se comportă ca la ei acasă, ceea ce de altfel e și o realitate. Haideți să vedem împreună materialul. Au încercat să-i introducă ideea că eu aș avea vreo legătură cu interlopi. Eu. N-am avut în viața mea legătură cu interlopi, nu fac parte din această lume. Ion Migdal, fratele reposatului Fanes Poitoru, fost lider al lumii interlope din capitală, a recunoscut la România TV că face campanie electorală pentru Ciprian Ciucu. Migdal spune că cel care i-a cerut să se implice în campania lui Ciucu este un personaj influent din sectorul 6, mai exact interlopul Valentin Rădulescu, supranumit Capone. Vali Capone, prieten bun cu fratele meu, cu Fane, cu mine. Deci eu îl știu... Eu l-apreciez și m-a contactat să vă, dacă vă spun, eu știu cum ați aflat așa repede, cine a făcut așa repede pădiri, să-l ajut pe ciucul ăsta. Ce putem să împrăștiem și noi cum împrăștie toată lumea? Bilețele? Că nu e ceva normal. Îl ajutați? Eu știu că el e băiat bun, îl știe toată lumea pe Capone, îl cunoaște o țară întreagă, e un băiat de nota 10, ajutător,
deține putere la piața acolo, în sectorul 6, și toată lumea vorbește tot de el, vine. Rădulescu ar fi obținut acea putere și cu ajutorul lumii politice. Piața Gorjului, una dintre cele mai importante piețe din sectorul 6 a capitalei, a fost oferită prin concesiune pentru o perioadă de 25 de ani lui Capone, cel care l-a protejat 4 ani la rând pe Rareș Mănescu în perioada 2012-2016. Acest contract a fost semnat chiar în ultimele zile de mandat ale primarului Rareș Mănescu, însă fără acordul Consiliului Local. Cunoscutul interlop a fost de altfel preferatul autorităților locale din sectorul 6 pe vremea administrației primarului Rareș Mănescu. Valentin Rădulescu a avut numeroase contracte cu primăria sectorului 6 în perioada 2012-2016. Alias Capone, Valentin Rădulescu a primit și contracte pentru servicii de mentenanță internet, mentenanță climatizare, dar și pentru monitorizarea primăriei sectorului 6. Domnul președinte, eu nu mă dau fată mare să zic că nu știam de implicarea tipului ăsta de oameni în diversele campanii electorale, dar mie mi se pare că în 20, ca să o știți pe doamna Dăncilă, au devenit cam prea vizibili și au început să dirigeze pe față. Și mă refer aici în toate zonele spectrului politic. Domnul Ciutacu, clanurile interlope au fost o preocupare a structurilor noastre de securitate. De asta sunt și furios și am fost furios pe ei că, având în supraveghere clanurile interlope, s-a putut întâmpla ce s-a întâmplat cu fratele meu. Dar închidem subiectul ăsta. Nu că fratele meu a fost bun, ci că ei nu mi-au semnat la din vreme. Dar venind la situația de azi, eu v-am spus, pentru că a fost ușor să înțeleg ce se va întâmpla. Datorită situației din Uniunea Europeană, clanurile s-au retras acasă. Nu-i interesa România prea tare, pentru că aici sărăcia e mai mare decât în Marea Britanie, decât în Franța, decât în Germania, decât în Italia. Adică eficiența economică a acțiunilor lor ilegale, de la spargeri de bancomate, de la trafic de persoane, de carne vie. Știți că e mult mai bun prețul probabil în Marea Britanie decât în România pentru fetele care erau traficate. Da, aici, domnule președinte, îmi permit... Datorită pieței mult mai bune în Europa de vest, au acționat acolo. Acum s-au retras acasă pentru că nu mai merge, datorită măsurilor tot mai puternice introduse de guverne, s-au văzut descoperiți și atunci s-au retras acasă și acum își reîmpart țara. Da, da, aici îmi permit să vă semnalez, problema, domnul președinte, dacă îmi permiteți chiar un comentariu și vă rog, închei subiectul. Eu n-aș vrea să închei. Ne-a găsit nepregătiți. Dacă clanurile au fost ținute sub control prin cooperare transfrontalieră, dar cu forțe interne capabile să țină sub control ce rămăsese acasă, odată cu retragerea lor la domiciliu, în patria mamă, ne-am trezit că nu mai avem 21 sferturi, ne-am trezit că SRI-ul nu mai face supraveghere pe crima organizată și a rămas totul la ce se vede, și când se vede câte o bătaie, fuge și poliția. Da, domnul președinte, aici vreau să fac și o observație, că dumneavoastră vorbiți de fenomenul absolut de necontestat al celor care s-au întors acasă, dar băieții ăștia care sunt acuzați, și mă rog, nu știu de ce, dar sunt acuzați de implicare în campaniile electorale, domnul președinte, sunt pereni, nu sunt întorși din străinătate. Sportivii care sunt acuzați de legături cu PSD-ul au fost aici, în România, și în toată această perioadă și au ajuns la afaceri legale și legitime. Construiesc într-o dușmănie în două sectoare. Ai lui Capone, ai lui Vasiloi, ai cui vreți dumneavoastră. Sunt tot de aici, din București, domnul președinte. N-au fost plecați în Anglia, n-au fost plecați în Italia. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar să nu credeți că marile clanuri acum se inventează în București. Ele au fost tot timpul. Au fost tot timpul, numai că acum devin tot mai agresive. Adică Capone nu s-a inventat acum, n-a apărut acum. Dar acum l-a prins pe liberalul Mănescu, da?
Ex-liberalul Mănescu. Pe liberalul primar Mănescu de la 6 i-a dat o semnătură fără că liberalii sunt curați. I-a dat o semnătură înainte să plece din mandat și cu asta au rezolvat problema cu Capone. Păi asta vă spun, că Capone... Marea problemă, domnul Ciutacu. Da, domnul președinte. Marea problemă este unde se duc banii ăștia. Păi... Banii ăștia nu se duc numai în vilele lor, se duc în consolidarea lor, în răspândirea, în distribuția puterilor, în ramificarea lor. Iar concentrarea pe care o avem acum în țară este aproape maximă. După părerea mea, dacă aș fi în poziția de a lua decizii, aș face din asta prioritatea zero. E cea mai mare amenințare la securitatea națională, crima organizată. Mie mi se pare stupefiant că au început să joace politic și să o facă agresiv, domnul președinte. Că ce făceau păi ei până acum... Domnul Ciutacu, politic... au candidații, dacă, susțin la vedere, hai să fim serioși. Domnul Ciutacu, nu e o inovație. Aduceți-vă aminte că oameni de afaceri foarte puternici au vrut să aibă partide, da? Da. Vântul a făcut partidul ăla condus de... Varojan Vuzgamian. Nu i-a ieșit. Domn profesor Voiculescu și-a făcut și el partid. Să ai forță economică și influență politică. S-au uitat interlopii și au zis, dar noi de ce n-am avea influență politică? Și au urmat și exemplul marilor oameni de afaceri din România. Numai că România nu poate tolera să meargă mai departe. Deci eu cred că suntem în ceasul 12 și dacă riposta nu va fi extrem de energică, vă mărturisesc că eu aș aduce în fiecare zi la 9 dimineață situația cu clanurile interlope. Ce ați făcut? Ce s-a întâmplat? Nu pe judecători, Doamne ferește! Pe polițiști, pe SRI, pe 21 sfert, pe oricine. Adică este o situație care nu mai poate fi lăsată necoordonată și cu instituțiile nepuse cap la cap. Domnul președinte, ați face treaba asta. Nu mai aveți, din nefericire pentru dumneavoastră, când s-o faceți, că asta e viața. Candidați la altceva și mandatele dumneavoastră la președinție s-au terminat. Dar vi se pare că are cineva vreo preocupare în sensul ăsta? Domnul președinte... Nu. Speranța dreptei s-a... Mesajul meu este poate se trezește cineva, pentru că va fi prea târziu. Domnul Ciutacu, acum 8 luni vă spuneam că vor începe tâlhările în stradă. Au început. Da, consulul ăla tâlhărit în stradă, femeie tâlhărită în stradă, altă femeie după ce a ieșit de la bancă, au început tâlhările în stradă. Sunt grupări specializate pe tâlhărie în stradă. Au început să opereze acasă, la domiciliu. Deci, un peisaj în care curând pare... va fi o mare problemă de siguranță a cetățeanului. La spartul caselor au trecut, la împărțitul teritoriului au trecut, la tâlhării în stradă au trecut, nu mai vorbim de traficul de carne vie, nu mai vorbim de taxele de protecție. Să nu credeți că degeaba se bat pe teritorii. Ca să pună sub control toate chioșculețele alea mici, până vor ajunge și la marile magazine, la mari retailer. Să n-aveți grijă că vor avea rușine să o facă. Vă întrerup, domnule președinte, după foarte scurtă pauză, domnule Băsescu și domnule Troncotă completă, comentăm împreună, Dumnezeu l-am obosit și eu după campania asta electorală sterilă, scandalul de ultimă oră declanșat în fața Direcției Naționale Anticorupție. Alegeri facem zi de zi. Acum e timpul unor alegeri mai importante pentru 4 ani, pentru comunitatea în care trăim. E timpul votului. Păstrăm aceleași măsuri sanitare de zi cu zi. Purtăm masca și păstrăm distanța. Respectăm regulile de acces. Evităm contactul direct și ne dezinfectăm înainte și după ce ne-am exprimat votul. Pe 27 septembrie votăm în siguranță. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Care sunt acuzații? Ați lucrat non-stop? Cât vă mai odihnești? Bă, criminalule, bă, 89! Cum răspundeți acuzații? Cum ați făcut parte, mă, din aparatul represiv, mă?
Băi, criminalule! Credeți că... Credeți că cuveneau acei bani? Constantin în 89, care a făcut parte din cordonul de represiune. Ia-ți, mă, uite-ți, mă, aici, copiii morți, mă! Uite, mă, criminalul! Aveați dreptul la acei bani? Mă, criminalilor, mă, securiști, mă! Domnul Sindile, credeți că veți scăpa de cătușe vreodată? Verificări, nu pot să sunt prea multe în această fază a urmăririi penale. Un singur 10 august. Ia uitați-le. Ce minte? Ia uite-le, ce zici? Cum îți stă cu ele? Da, scandal cu cătușe și circ în fața DNA-ului domnilor, foștii șefi ai jandarmeriei care au devenit urmăriți penal, au fost atacați astăzi după audierile de la direcție. Domnul președinte Băsescu, eu înțeleg democrația și har domnului că dacă nici cu asta nu m-am, pe tema asta nu m-am contract cu dumneavoastră, nu m-am mai contract cu nimeni, dar nu s-a face ca multă justiție în stradă și de proastă calitate? Eu... Aici este o greșeală. Cred că DNA-ul ar trebui să pună un mic pupitru undeva și personalitățile publice care ajung acolo să satisfacă curiozitatea presei de ce a fost chemat, să spună două cuvinte să plece. Dacă oamenii, pentru că este evident, presa e interesată, e curioasă să știe de ce un înalt funcționar al statului este chemat sau de ce un politician este chemat. Da, se poate organiza civilizat. Uitați-vă ce e acolo. Nu o să vedeți nicăieri în lumea asta așa ceva. Singurul la care am văzut a fost la directorul Fondului Monetar Internațional când era francezul. Da, da. Candesiu, nu? Da. Bun. Dar da, așa ceva, deci trebuie găsită o formulă. Demnitarul este obligat să dea o explicație publică de ce a fost chemat, dar nu în felul ăsta. Da, domnul președinte, îmi permit să concluzionez că totuși demnitarul o fi obligat să dea explicații opiniei publice, care până la urmă îl plătește, dar nu e obligat să suporte și toate sudălmile lui Marian Ceaușescu și ale întregii echipe de zgomote de acolo. Bun, aici ar trebui forțele de ordine să-și facă treaba. Mie mi se pare că sunt extrem de timide. Domnule Troncota, aveți o explicație pentru care băieții ăștia și fetele ăstea extrem de zgomotoși și extrem de agitați, care de la 10 august încoace ni se prezintă drept niște eroi naționali, fac ceea ce fac pe domeniul public, ultragind atât opinia publică, cât și niște demnitari în exercițiu funcției, fără să pățească nimic? Eu am mai spus, domnul Ciutacu, chiar pe acest post de televiziune, că domnul Marian, revoluționarul Marian, nu-i singur. Este cel mai agresiv. Un revoluționar de profesie, chiar în sintagma definită de Ceaușescu. Deci, dictatorul. Da? Da. Deci, el este un revoluționar. Asta e meseria lui. Asta face. Asta i s-a permis lui. Păi, timp de întrebarea 30 e de ce i s-a permis. Întrebarea e de ce i s-a permis și cine. De ce i s-a permis datorită faptului că, cu scuzele de rigoare, instituțiile noastre de forță sunt penetrate. De cine sunt penetrate? De am vorbit adineori și a vorbit domnul președinte Băsescu perfect de aceste interese interlope. Asta este cauza. Iar noi, ca să avem eficiență aceste instituții, să țină sub control toată mafia asta și toată lumea asta interlopă, aici e nevoie de măsuri profesioniste, se lucrează profesionist, că de-aia în Occident îi țin sub control, pentru că lucrează cu ofițeri sub acoperire sau chiar cu informatori, dar recrutați pe bază de dependență și ea nu mai suflă, ea le mănâncă din palme la poliții și la ofițerii din servicii, da? E, la noi nu s-a făcut treaba asta, ba mai mult, din ceea ce a spus și domnul președinte, rezultă că și 21 Sfertul și SRI-ul au fost retrași, nu mai au oameni. Păi atunci
trebuie să se investigheze cine au fost cei care au luat aceste hotărâri nesăbuite să scoată SRI-ul din crima organizată, să desființeze 2 și un sfertul și așa mai departe. Ăia sunt complicii adevărați și autorii care le dau nas celor din restul, cum să vă spun, revoluționarii de profesie își fac profesia și ziariștii la fel, își fac și ei datoria așa cum pot. Mulțumesc mult de tot, domnule președinte Băsescu, mulțumesc și dumneavoastră, domnule profesor Troncotă, succes în scrutinul de duminică, îmi place să cred că ne vedem și ne auzim în direct și duminică seară. Doamnelor, domnilor, în doar câteva momente continuă ediția de colecția Punctului Culminant, vă prezint niște înregistrări bombă din orașul intelectualilor, primarul localității, scenariu de clan mafiot cu interlopii, fiindcă tot a devenit asta temă de campanie și de dezbatere. Sunt acuzații fără precedent, case incendiate la comandă, domnilor și domnilor, edilul localității mână în mână cu traficanții de fete.